Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat în joculeț. Avem un Golden Chest de deschis cu 582 de gold, mai avem beți, Firecracker, Royal Delivery și Valkyra. Ok, ne-am luat și 100 de Star Points. Mai avem aici un Free Chest care are 118 gold, Hell Spirit și Firecracker din nou. Ok, și haideți să ne luăm și Crown Chest-ul. Ia să vedem, avem aici 1082 de gold, 3 gemuri, Skeleton Dragons, Barbarians, Darts Goblin și o legendară. Este a doua legendară din Crown Chest pe care o câștig sezonul acesta. Și avem un Ram Rider. Ok. Bun, și vedem că... Hai să donăm prin clan. Vedem că avem de jucat meciul la War. Da. Hai să ne facem deck-ul. Să luăm rachetă, Tesla, Baby Dragon, Golem, Mini P.E.K.K.A., Arcașe Minions și... Da, să luăm Battle Ram-ul. Băi, Ice Wizard-ul nu mai e boostat? Wow, cred că în War nu se... Nu e boostat. Bun, păi... hai să luăm Zap-ul atunci. Ok, avem cărți destul de bune. Hai să încercăm... Să încercăm cu deck-ul acesta, să vedem dacă reușim să obținem o nouă victorie la War. Nu uitați să vă abonați dacă vă plac episoadele mele și să apăsați butonul de like. Începem cu Baby Dragon. Trimitem arcașele aici în spate. A avut Eros acolo. Scăpăm de Valkyra, scăpăm și de Electro Dragon și trebuie să stăm în defense. Spun Tesla. Să punem Baby Dragon-ul. Trimitem și Mini P.E.K.K.A. și o să dăm un zap aici. Boi, și cât damage dă acel Hunter? Ok. No, trebuie să dau rachetă. Nu aveam ce să pun acolo. Probabil că arcașele sau minions mi-ar fi scos cu un singur hit și ar fi rămas atât Hunter-ul cât și Royal Giant-ul să dea întorc. Bun. Stăm destul de prost în acest match. Hai să vedem, poate reușim să redresăm. Deși mi-e foarte greu pentru că are Eros. Nu pot să folosesc deloc nici arcașele, nici minions. Sau pot să le folosesc după ce dau Eros. De Mini P.E.K.K.A. Ei, acum aveam nevoie de... De rachetă acolo. Și ajunge pe turn acel... Dark Prince. Să vedem, punem Golem-ul aici. Dacă îl împinge un pic Golem-ul... Nu, da, cred că l-am împins în... Ai de incredibil! Băi, cât ghinion am avut aici. Da, și pierdem acest match.
Cred că am avut ghinion. Nu știu, îmi place să cred că am jucat bine, dar am avut ghinion. Bun, hai să donăm. Și haide să ne terminăm challenge-ul din cu healul pe arenă. O să începem cu Ice Wizard-ul. Până mai fără mi peca. Mi se dă și un Eros. Îi punem aici Beta Healer-ul și o să dăm un freeze. Punem din nou Wizard-ul. Mai punem un healer. Mai punem un healer aici. Și hai să vedem dacă reușim să scăpăm de aceste trupe. Mai punem un healer. Încă un healer. Invităm și mini pe caul. Și hai să vedem dacă... Încă un healer. Încă un healer. Bun, și avem acolo 3-4 healeri. Punem Valkyra. Să punem mini P.E.K.K.A. Mai punem aici un Wizard, mai punem un healer. Încă un healer și deja meciul e ca și câștigat. Ok. Mai punem un healer și... Băi, deci efectiv nu mai are ce să facă la nebunia asta de meci. Și îmi pare rău pe de-o parte că se termină challenge-ul pentru că... Îmi plăcea mult modul ăsta de joc. Ok. Hai să ne luăm reward-ul. Avem aici un giant chest care ne aduce 2961 de gold, barbarians, cannon cart, rascal și elixir golem. Și avem un extra de 212 star points. Și haide să dăm și un match în arenă. Cu o victorie reușim să ajungem la acest reward de 5.000 de gold. Avem decul bun, da, e ok, putem să schimbăm, da, îl păstrăm așa. Și hai să dăm, dăm match-ul. Ok, o să începem cu un Tesla în centru. Ok, a pus acolo un Wizard pe care îl vom lăsa să se apropie de arenă. Chiar voi pune Valkyra în spate. Ok, și am strâns aici deja 3 trupe care pornesc la atac. Să dăm și un freeze aici, mai așteptăm un pic. Ok. Scăpăm de Bomb Tower. Nu. Ok. Ne-a păcălit acolo cu acel tornado. Hai să trimitem din nou mini P.E.K.K.A. Pune și Valkyra în față. Și ne așteptăm momentan. Băi, cât de bun e acel... Acel Ice Wizard. Mergem Tesla. Ah, mergeam un pic mai jos. Ar fi tras și turnurile în... Sau cel puțin unul dintre ele ar fi tras în Baby Dragon. Hai să vedem. Nu înțeleg cum a reușit el să-mi dea damage pe turn. Hai să dăm o rachetă aici. Dacă mai întârziam un pic, ar fi fost...
mai bine. Punem testul un pic mai aproape de partea stângă. Are graveyard, dacă am înțeles. Da. Mai să-i dăm un Eros aici. Și punem din nou un Baby Dragon. Un Valkyrie. Bun, trimitem Hogul. Da, și are din nou, are Tornado acolo. Punem Tesla, punem Baby Dragon. Păi, n-avem decât să jucăm cu rachete. Un Valkyrie aici. Are și Poison. Sper că nu mai are și alte spell-uri. Și ar trebui să, da, s-a dus pe turn acel Baby Dragon și ar trebui să obținem victoria și reușim. Cu mici emoții. Se putea întâmpla orice în acest match. Bun, și hai să vedem aici. Am mai obținut cei 500 de gold. Da. Plus 20 de rare. Și hai să vedem. Sunt 20 de rachete care se transformă în 1000 de gold și 20 de star points. 200 de star points, de fapt. Bun, și cam atât cu episodul de azi. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!